un copil al lui Dumnezeu, de a face parte din familia lui Dumnezeu, este binecuvântarea de a putea comunica cu Dumnezeu, de a avea părtășie cu Dumnezeu, de a te ruga. Dar nu oricum. Apostolul Pavel va spune în Efeseni, la sfârșitul epistolei către Efeseni, rugați-vă prin Duhul. Nu ne rugăm oricum. Avem Duhul lui Dumnezeu prin care ne rugăm și rugăciunea bisericii, a copilor lui Dumnezeu, nu este la fel cu rugăciunea unui necredincios. Este o rugăciune mult mai apropiată pentru că ne adresăm Tatălui Ceresc. În numele Domnului Iisus Hristos, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și ascultând mărturia fratelui Petrica, inevitabil, a trebuit să-mi amintesc și eu de primele mele zile în Toronto și tot primele mele zile în contactul cu biserica aici din Toronto, pentru că imediat după ce am ajuns aici, am și căutat biserica și, bineînțeles, că tot cu fratele Nicu Mona ne-am întâlnit și noi, nu numai cu el, cu toată biserica, dar dintre frații care slujau atunci era și fratele Nicu Mona, cu el am început și catecheza. Și referitor la rugăciune, mi-am amintesc și acum foarte clar, când ne-am retras într-o cameră separată, doar cu el și ne-am rugat, doar cu fratele Nicu. Mi-am amintesc și acum că m-a întrebat și vă puteți ruga, ați vrea să vă rugați. Și a fost un răspuns, eram în fața botezului, mai eram hotărât de la ceva vreme, eram întorși la Domnul să ne botezăm. Și a fost un răspuns instantaneu. Sigur că acum să nu ne rugăm. Ne rugăm. Nu am știut să ne rugăm foarte elevat, foarte sofisticat, dar am înțeles că rugăciunea este o parte firească din viața noastră și nu pot să uit momentele acelea de rugăciune împreună. Așa că pentru ce vreau să vă încurajez să vă spun este, știu că vă rugați acasă, știu că aveți timpul vostru de rugăciune, unii dintre voi mi-ați spus foarte specific, eu am părtășie cu Domnul. Mă trezesc dimineața, o oră, cine poate o oră, pune deoparte rugăciune și citește cuvântul și seara încheie tot cu o oră. Fiecare cât timp are la dispoziție. Ce vreau să vă încurajez este și în dimineața aceasta și câte duminici și întâlniri ne va mai îngădui Dumnezeu să avem, este să avem curaj, să avem îndrăzneală, să venim înaintele Dumnezeu cu rugăciune. Rugăciunea este o mare binecuvântare în viața noastră și Dumnezeu ne ascultă. Aș vrea să citesc câteva versete din Efeseni care să ne stea înainte ca și îndemnul pentru rugăciune și sunt lucruri foarte mari, foarte importante. Nu facem un studiu al acestor versete, doar vreau să le citesc și apoi să le aducem înainte lui Dumnezeu în rugăciune. Dar sunt foarte importante. Probabil că o să știți, o să vă dați seama pe măsură ce le citim. Capitolul 6, începând cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. Amin. Amin. Așa, dar rugăciunea noastră în dimineața aceasta
îndreptată către Dumnezeul nostru, aș vrea să cuprindă două gânduri majore și orice altceva vă pune Dumnezeu pe inimă. În primul rând, așa cum am citit aici, îndemnul este întăriți-vă în Domnul și întăriți-vă în puterea Lui. Și cum facem lucrul acesta? Luând, îmbrăcându-ne cu toată armura Lui Dumnezeu. Este un detaliu aici. Am putea să ne uităm la fiecare și să spunem, am credință. Dar vedeți, Apostolul Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, spune, puneți, de două ori spune, toată armura lui Dumnezeu. Și pentru aceasta aș dori să ne rugăm să înțelegem mai mult, să cunoaștem această armură, cum ne este descrisă aici, și să o avem pe deplin în viețile noastre, în fiecare zi. Dacă vrem să luptăm eficient împotriva uneltirilor diavolului, Apostolul Pavel spune că diavolul uneltește. El ispitește, el înșală, el minte, el încearcă, dacă se poate, să smulgă și pe cei răscumpărați de Domnul Iisus Hristos. Dacă vrem să luptăm într-adevăr eficient, trebuie să avem toată armura lui Dumnezeu pusă pe noi. Iar în al doilea gând de rugăciune este, faceți tot felul de rugăciuni pentru toți sfinții. Și aș vrea să ne rugăm pentru tineri, pentru bătrâni, pentru cei bolnavi, pentru lideri, pentru slujitori, pentru misionari, pentru creștinii care sunt persecutați, pentru misionarii pe care noi îi sprijinim financiar. Aș vrea ca sprijinul nostru să nu fie doar financiar, să fie doar o sumă trimisă acolo și atât. Aș vrea ca să-i purtăm pe brațe de rugăciune pe ei și familiile lor. Aceste două gânduri majore și orice altceva Duhul lui Dumnezeu vă pune pe inimă. Vă rog să ne ridicăm în picioare și haideți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu.